Beneficiarii alimentelor de la Uniunea Europeană își pot ridica în sfârșit produsele după o întârziere de mai bine de jumătate de an. Acestea au ajuns la Giurgiu, iar Direcția de Asistență Socială a demarat din 14 iunie distribuirea lor către beneficiari. A început programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate din Fondul de Ajutor European conform hotărârii de guvern 627 pe 2015, deoarece știți bine că anul trecut nu au fost distribuite alimente. Începând de astăzi, 14 iunie, Direcția de Asistență Socială a început repartizarea acestor alimente dintr-o locație situată în spatele școlii numărul 10. Acolo este locația, un depozit foarte bun, care va permite distribuirea tuturor alimentelor. În acest an, de produsele alimentare de la Uniunea Europeană, poate beneficia și o altă categorie de persoane. Este vorba despre cei care nu obțin niciun venit. De asemenea, pe lângă persoanele aflate în șomaj sau cele care încasează indemnizații sociale, pot beneficia de acest ajutor și cei care au un venit de până la 450 de lei. În această categorie intră pensionarii sistemului public de pensie, a căror venituri acumulate nu depășesc 450 de lei, și beneficiarii alocațiilor de susținere a familiei. O noutate pentru acest an este repartizarea produselor alimentare și persoanelor care nu obțin venituri. Ei nu au decât, toate persoanele au datoria să se prezinte, unde am spus, la locația noastră din spatele școlii numărul 10, la depozit, cu cartea de identitate sau cu buletinul. Este singurul document care le trebuie. O altă problemă este pentru persoanele care au decedat din momentul constituirii listelor inițiale și prezent, nu mai pot beneficia de aceste produse alimentare. La nivelul municipiului Giurgiu sunt înregistrați în evidențele Direcției de Asistență Socială 8.065 de beneficiari, cu 1.000 de persoane mai mult față de cei înregistrați în 2014. Cantitatea produselor pe care o vor primi în această perioadă este înjumătățită față de cea din 2014. O cutie de ajutoare conține 1 kg de orez, 1 kg de făină, 1 kg de zahăr, 2 kg de mălai, 500 de grame de fasole, 400 de grame paste făinoase, 2 litri ulei, o conservă pate de porc, o conservă paste tomate și o conservă carne de vită. Distribuirea se face între orele 8:15-30, iar beneficiarii sunt programați pe zile în ordine alfabetică. Produsele pot fi ridicate din incinta punctului termic numărul 62 din cartierul Tineretului.